Chasing Bets. Astăzi e ziua de duminică 25 februarie. Vor facem astăzi pariurile. Avem biletul de ieri, au ieșit cele 3 meciuri de ieri. Mai avem doar Juventus astăzi la meciul de la ora 1 cu Salernitana, cu Frosinone. Și va fi câștigător dacă bate Juve. Pentru duminică am ales să mai joc un bilet așa. Joc la FCSB cu Botoșan. FCSB prima clasată, Botoșan ultima. FCSB, da, e o echipă foarte bună, jucători buni, de calitate, dar în ultimele 3-4 meciuri n-au jucat grozav. Au avut egalul 1-1 cu Faru, au câștigat 1-0 cu Sepsi și doar 0-0 cu Ucluj, unde mă așteptam să fie și acolo goluri, după două meciuri de puține goluri ale FCSB-ului, din nou au făcut un meci slab. Totuși, defensiva lor pare foarte bună, însă Botoșan, ultima clasată, a dat două goluri cu UTA, acum două etape, apoi cu Craiova au avut 2-0, dar n-au fost în stare să țină de rezultat și au pierdut, au făcut 2-2. I-a egalat și Craiova cu, în a doua repriză. Și s-au băgat doar în apărare, o echipă foarte modestă. E clar că diferențele nu sunt chiar așa uriașe, că în România toate echipele sunt slabe. Nu e nici FCSB cine știe ce, dar este superioară. Așa că am jucat unul solist pe FCSB la cotă de 1.33 FCSB. Apoi, meciul 2 voi juca la meciul AC Milan cu Atalanta. Cele două sunt extrem de ofensive. AC Milan are numai meciuri de pesteuri. Cu Monza a pierdut 2-4 în Europa League, au avut 3-0 acasă cu Ren, apoi au pierdut 2-3 în deplasare. În campionat au mai avut și meciuri ofensive și cu Atalanta în tur, a fost 3-2 pentru Atalanta. Atalanta la fel, e o echipă care marchează foarte mult în ultima perioadă, vine după o serie de 5 sau 6 victorii. Atalanta, eu am jucat GG sau peste, pentru că cred că amândouă o să marcheze. Și am jucat GG sau peste la o cotă de 1.42. Și meciul 3 o să joc la Chelsea cu Liverpool. Este finala Cupei Ligii. Chelsea a jucat mult mai bine în recentele meciuri. Au avut niște victorii 3-2, 3-1. E adevărat că și primesc goluri foarte mult. Deci nu e o echipă stabilă care să zici că nu primește goluri deloc. Iar în meciul, ultimul meci dintre cele două, Liverpool i-a bătut 4-1 după ce veniseră după vreo 4 meciuri în care se terminaseră 0-0 sau 1-1, foarte, foarte puține goluri și egaluri. Liverpool i-a bătut acum recent 4-1 și a avut 13 șuturi pe poartă Liverpool, iar Chelsea a avut doar 3. Oricum și Chelsea clar va lupta pentru această finală. Și așa că am jucat Liverpool peste 4.5 șuturi pe poartă la 1.53. Astea sunt ponturile mele. Avem FCSB 1, AC Milan cu Atalanta, GG sau 3+, iar Chelsea cu Liverpool, Liverpool peste 4.5 șuturi pe poartă. Și mai dau un pariu pentru astăzi pe care îl voi juca, un pariu special la FCSB cu Botoșani. O să jucăm pe Coman marcator. Deci biletul are cotă 2.88, biletul cu cele 3 meciuri. Iar pariu special Coman marcator la cota de 2.40, o să joc cu 2 unități, pe primul bilet o să joc 7 unități. Asta înseamnă cam 3% din profit, 3% și ceva. Și încă un pariu de încercat, ar fi mâine meciul dintre Cagliari și Napoli. La Napoli a revenit Osimhen, jucător care a lipsit foarte mult în mare parte din meciuri. Și Napoli cu el cred că poate să bată la Cagliari, care e una dintre cele mai slabe echipe. $1.85 cotă, o să joc și aici cu 2 unități, 2 solist. Astea sunt ponturile mele pentru duminică 25. Dacă jucați și voi, să avem baftă și nu uitați să lăsați un like dacă apreciați analizele mele și ne auzim data viitoare.